Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit! Vă salut de aici, de la grădina mea. Astăzi mă pun repede pe treabă, vreau să plantez cartofii. Mai am și niște salată pe care am cumpărat-o azi dimineață și vreau să o plantez în grădină, pentru că nu am deloc salată. Până acum n-am plantat deloc salată și aș vrea să pun și salată. Între timp am pregătit terenul, l-am săpat tot, absolut tot terenul. Și în partea cealaltă am săpat bine tot. Dar azi dimineață tot cu motosap am săpat, că dacă tot am adus după mine, am zis, bă, hai să sap toată grădina ca să nu mai aduc după aia iar după mine, să o car tot timpul. Așa că am săpat grădina frumos, am săpat tot. O să încep de aici să pun cartofii. O să încep anul ăsta, o să încep de aici cu cartofii. Ia, după cum vedeți și observați, am terminat gardul de vopsit. Bine, nu vă uitați că acolo în partea aia e altă culoare. Nu mi-a ajuns vopseaua și a trebuit să fac, să dau cu o altă vopsea, ce am avut eu la îndemână, pentru că n-am avut altă vopsea, și să cumpăr alta costă. Așa că am făcut și eu cu ce am avut. Am făcut culoarea aia doar acolo și un pic aici, că am uitat să dau, să termin aici. Dar în rest, eu zic că e bine și așa. Important e să fie, am protejat lemnul, să nu se propădească. Că e păcat de el, e păcat și de munca mea, e păcat și de material și așa mai departe. În fine, astăzi nu vreau să discut despre asta, dar dacă tot m-am apucat să plantez, să pregătesc terenul, să plantez cartofi, am zis să vă arăt, că tot v-am zis că vă arăt în alt clip, că am terminat în sfârșit gardul, l-am terminat și de vopsit. Pe partea asta se vede frumos, e totul negru, adică totul cu aceeași culoare, doar că pe partea asta, dacă nu mi-a ajuns vopseaua și s-a terminat tot mai acolo în capăt, a trebuit să fac o altă culoare. Așa că mă apuc repede să fac rândurile. Am aici plantele de salată, am două tipuri de salată, am 3, 6, 9 de un fel și 9 de un fel de salată. Și aici am cartofii, ăștia sunt cartofii care mi-au rămas mie de anul trecut. Erau, încă mai erau buni de mâncat printre ei, puteam să mai fac pentru de mâncare. Dar problema care a fost? I-am lăsat aici în baracă, au intrat șoarecii până ei, așa că nu i-am mai luat să-i mai mănânc, pentru că na, dacă au umblat șoarecii până ei, că nu vreau să vă spun ce au făcut până ei, că au și mușcat din ei, ia uite, i-au ronțăit, i-au făcut praf și au făcut de cap printre ei, așa că i-am lăsat pentru sămânță. Bine că aveam de gând să las din ei pentru sămânță, dar sunt mulți, o să plantez și eu atât cât pot. Aici am cartofi galbeni, iar aici am cartofi roșii. Mai am și aici, dar să vedem, momentan nu o să-i plantez pe ăștia, să vedem câte rânde mi ies. Și dacă văd că sunt puțini, o să mai plantez, dar cred că sunt de ajuns ăștia și cu ăștia. Mai ales cartofii roșii sunt puțini, dar sunt buni și ăștia cât sunt. Aici i-am ales pentru că ăștia nu cred că ar fi buni, că iau uite ce rădăcini au, nu cred că ar fi bun să-i pun pe ăștia. Mai buni sunt ăștia care de-abia au început să iasă, să încolțească, ăștia nu cred că vor să fie buni, dar oricum am destui, așa că nu mă vait. În fine, să mă apuc repede să-i plantez, dar nu înainte de toate, lăsați și voi un like la acest clip. Și nu uitați să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut-o. Pe mine mă ajută tare mult. Nu știu cât de mult contează pentru voi, dar pentru mine contează foarte mult susținerea voastră. Eu vă mulțumesc și să trecem în continuare la acest clip. Următorul. Las 70 de centimetri între rânde. Am scândura asta, după care am măsura și facem așa de aici, de la jumătate rândului. 70 aici. Deci am scândura asta. 30, 40, 50, 60, 70, 80. Dar mie îmi trebuie 70. Mă duc să dau și în partea altă.
un pic de var stins pe fiecare rând. Varul stins e bun pentru a omorâ toți dăunătorii, să zicem așa, dezinfectează terenul. Acum nu știu că mă lasă vântul ăsta, că bate un pic vântul, trebuie să pun mai de jos ca să nu... Ia uite, vă fac și eu alb. Pentru moment, după cum ați observat, am făcut 6 rânde. După aia, dacă mai trebuie să mai fac, o să mai fac. Dar momentan am făcut 6 rânde. Am pus și var stins ca să dezinfectez terenul. O să încep cu cartofii roșii, că ăștia sunt mai puțini, și am să încep cu ei să vedem până unde ajung și după aia restul continui cu cartofii galbeni. Las cam la ochi așa 20-30 de centimetri între ei. Se pare că n-a ajuns decât de un rând și un sfert de cartofi roșii, încep cu cartofii galbeni. În sfârșit am reușit să pun toți cartofii, deci după cum ați observat, n-am decât un rând și un sfert de cartofi roșii și restul sunt galbeni. Aveam 6 rânde și între timp am mai făcut repede încă un rând, pentru că am văzut că mai aveam cartofi și am zis, bă, de ce să-i arunc după aia? Așa că am mai făcut încă un rând și după cum observați, am pus câțiva și din aia, că na, se terminase, am pus câțiva și din aia care au rădăcini astea, au ieșit astea prea mari. Și n-am crezut că poate nu sunt buni, nu știu, dar i-am pus să vedem dacă o să fie buni. Deci am 7 rânde de cartofi. Acum nu rămâne decât să mai pun un pic de îngrășământ, gunoi de grajd de la animale, doar că e făcut în pelet, e făcut granule. Că n-am de unde să iau bălegar proaspăt și nu e bun bălegar proaspăt, bineînțeles, trebuie să stea o perioadă să se macereze, cum s-ar zice, nu știu cum să zic eu, să se matureze. Mai bine, că nu e bine să-l pui proaspăt, că dacă nu arzi plantele, arzi în cazul ăsta cartofii și nu o să mai iasă. Așa că n-am avut decât să cumpăr de-asta. De tot bălegar de animale, numai că e făcut granule. Deci nu e altceva. E făcut deja granule și e deja maturat. Deja bun pentru a-l folosi. Așa că o să pun repede așa la fiecare, pe fiecare rând, o să pun îngrășământ din ăsta. Încă o dată vă rog foarte mult să lăsați un like la acest clip, să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut-o și vreți să mă susțineți în continuare. Și în primul rând vreau să mă scuz în fața voastră că mă repet tot timpul, dar pentru mine contează foarte, foarte mult like-urile și să vă abonați la acest canal. Aș vrea să ajung și eu cât mai repede la cât mai mulți abonați pe canalul meu și bineînțeles mă motiva și pe mine să fac cât mai multe clipuri bune și mai frumoase. Vă arăt toate activitățile din grădina mea. Eu oricum fac clipuri pentru că mie îmi place ceea ce fac, plus de alta îmi place și grădina, îmi place grădinăritul. Nu sunt eu expert, dar învăț pe parcurs, că niciodată, să știți că niciodată nu...
nu știți unele lucruri, de exemplu despre grădinărit, nimeni expert, tot timpul avem de învățat, toți avem de învățat în decurs, tot timpul, niciodată nu știm totul. În tot timpul mă scuzați că nu reușesc să mă exprim acum, dar tot timpul avem de învățat, mai pe scurt așa. Așa că nu vă mai rețin mult, rămâneți cu mine în continuare în acest clip, pentru că mai am câteva de făcut. V-am spus că mai am de plantat și salată și niște morcovi și să vedem dacă mai rămâne timp. Ok, nu vă mai rețin, rămâneți cu mine în continuare în acest clip. Așa că pun repede granule de astea de îngrășământ. Uite așa, între... Papa! Si, papa! Costa, titi! Papa! Sono le patate, papa, deve lascia la! Perché dobbiamo mangiare le patate, no? Papa! Si, scostati! Am reușit să acopăr și cartofii, am pus aceste bețe la fiecare rând și la fiecare capăt, să-mi dau seama eu unde am plantat cartofii, pentru că punem cazul că nu plouă și va trebui să ud eu. Așa știu unde trebuie să ud, știu unde este rândul. Dar în sfârșit am reușit să plantez cartofii, sunt 7 rânde, mi-au ieșit 7 rânde, numai bun. Acum mă pun repede să plantez salata, o să plantez pe undeva pe acolo, o să vedeți voi și dacă reușesc să plantez și un rând de morcov, cam atât, un rând mi ajunge, un rând de morcov. Începem cu salata asta, între timp am făcut și rândul pentru morcov, că o să pun și morcov, rândul acolo, care îl vedeți, am preparat terenul și acum, hai să vedem cu salata. Hai să... Asta e morcovul pe care vreau să-l plantez. Așa. Și am aici semințele. Am să încerc să pun câte puține, să nu, ca să nu iasă prea des, să nu stau să-l mai răresc eu. Trebuie să pun de aproape, că cam bate vântul ăsta. Și după aia nu vreau să mi le împrăștie semințele. Bine, dacă sunt un pic mai multicele, după aia le răresc eu, da. Să nu pun prea multe, e rău. Că nu vreau să iasă prea des. Ce frumos miroase semințele astea de morcov. N-am miros niciodată. Să văd cum miros semințele de morcov. În fine. Și acum, pe deasupra o să presar un pic de pământ în ăsta, de pământ universal, pământ de flori. Am aici în găleata asta. Am pus și dedesubt. Pentru că pământul ăsta, e el bun, dar când plouă, adică după ce plouă sau după ce luz, cu timpul se întărește, se face ca o piatră. Și așa că trebuie să pun neapărat pământ ăsta. Că altfel dacă nu se face nimic. Nu se face morcovul. Că am mai pățit, am mai pus, în mulți ani am pus. În primii ani, când am pus eu prima oară, mi-a ieșit morcovul, dar n-a reușit să se dezvolte bine în pământ, pentru că da, pământul fiind tare, n-a avut unde să crească morcovul. N-a reușit să crească. El, la morcovii trebuie un pământ foarte, cum să spun eu, foarte afănat. Nu-i trebuie un pământ tare, cum e în cazul ăsta. Așa că am pus pământ în ăsta de flori
ca să poată să dezvolte, să pot să fac și eu la grădină la mine morcovi. Am ambiția asta a mea să fac, nu mă las. Nu mă las până nu fac și eu la mine în grădină morcov cum trebuie, buni, nu mă las. Așa că încerc cu metoda asta. După cum ați observat, am udat mai întâi, am udat bine, ca să nu mai trebuiască să ud deasupra. Așa va avea umezeală ca să nu se formeze coaja aia pe deasupra. După cum observați, oameni buni, deci am reușit să plantez și salata. Aici sunt 9 plante de salată de un fel, iar aici am 9 plante de salată de un fel, de un alt fel. Și aici am pus morcovii, după cum ați observat. Mi-am adus aici cu mine niște scânduri. O să vedeți imediat ce vreau să fac cu ele. De fapt, vă și spun. Vreau să acopăr rândul ăsta de morcov cu scândurile astea, ca să nu se usuce foarte repede, să nu se evapore foarte repede umiditatea. Așa îi va ține mai bine umiditatea până începe să germineze semințele de morcovi. Încerc așa, în modul ăsta, pentru că de fiecare dată înaintea morcovilor a ieșit iarba. De data asta vreau să iasă morcovi înaintea buruianului. Și uitați, am plantat aici unde e cireșul ăsta și cu mărul ăla, în zona asta, că aici așa nu pot să pun mare lucru, așa că morcovul și cu salata stau bine aici, unde le-am plantat. Nu au nicio treabă. Așa că am să pun scândurile în felul ăsta, pe teren, doar că o singură chestie, ca să nu fie prea să nu fie direct pe plantă, am să pun în felul ăsta, adică să nu fie chiar lipit de pământ, am să pun să nu stea lipit. Pun scândurul așa și așa, ca să-i dea un pic de spațiu și să respire. Așa. Pune și aici, să poată să respire morcovul. Nu se usucă repede, că soarele e foarte puternic și evaporă repede apa. Și automat că trebuie să ud. Și nu e bine, că după aia se face coaja aia pe deasupra. Nu că n-aș putea să ud, că nu mi-e greu să ud. Dar e problema de că face coaja aia pe deasupra. Bine că, având în vedere că am pus pământul ăsta de flori, o să-i fie mai bine. Oameni buni, am să închei aici seara asta și am să închei și clipul ăsta pentru voi, pentru că deja s-a întunecat și am terminat și eu ceea ce am avut de terminat. Bine, mai aveam multe de făcut, dar se pare că timpul e foarte scurt, trece foarte repede și nu am reușit să termin ceea ce mi-am propus eu pe ziua de astăzi. Dar sunt mulțumit că am făcut și atât cât am reușit pe ziua de azi. De exemplu, pe ziua de azi am săpat toată grădina, partea asta de aici, cealaltă am săpat-o ieri seară, cea din partea cealaltă, dar astăzi am săpat bucata asta toată. Vedeți că este destul de mult. Am săpat-o bine, bine mărunt. Sunt mulțumit că am reușit să plantez cartofii, am reușit să plantez și aceste plante de salată, pentru că nu aveam deloc salată în grădină plantată, deși ar fi fost bine dacă plantam mai devreme, dar știți cum este vorba aia, niciodată nu este prea târziu. Am reușit să plantez și morcovii, după cum vedeți am pus și scândurile astea ca să nu se usuce foarte repede, să nu se evapore foarte repede apa, până începe să germineze semințele. După aceea nu va mai fi o problemă, că va trebui, e mult până începe să germineze. În fine, oameni buni, am să închei clipul aici, așa că nu uitați să lăsați un like dacă apreciați munca mea și vreți să mă susțineți în continuare. Nu uitați să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut-o și, bineînțeles, dacă vreți să mă susțineți, pe mine mă ajută tare, tare mult like-urile voastre și să vă abonați la acest canal, să fim cât mai mulți, să ne strângem o comunitate cât mai mare. Eu o să mai am încă de udat niște plante pe aici, să ud și salata pe care am plantat-o acum și alte plante pe care am să trebuie să le ud, pentru că încă ploi nu sunt. Când vor veni, până atunci trebuie să ud plantele, că le trebuie apă. În fine,
Pa, pa, oameni buni, aveți grijă de voi, numai bine, sănătate și să ne vedem cu bine până la următorul clip. Pa, pa, oameni buni!